Băgăm în continuare actul 4. Ai dat de dracu? Am de piatra cu care mă lovei tu cândva. S-ar putea să am și o piatra mea. Mai erau niște povești cu pietre, din care să rea ceva. În sfârșit, nu sunt povești. Ai ideea. Sunt doar vești venite din depărtare. De la uitare. Doar că... Și băi și băutura asta. Putem să facem poezie de la vântul pur și bă. De astea, da. Vezi pantalea? Astea sunt niște vocalize. Așa. Ușora e dreptul. Nu se mai poate. Orbita ceva și te orbeală pe tine. Dar n-avea ce orbeli la tine, că culă n-ai. Poate belea ceva la mine. Făcea o acțiune ceva. Păi de ce se laudă ăsta cu pula lui? Păi mă ascultă să-și facă reclamă. Cu ceva, unii cu codul bunelor maniere. Îți dai seama, pizda rămâne tâmpită. Bă, trebuie să știu codul. Păi care cod? Nici ăsta nu știe prea bine. Că-l ia la zgudu-i puțin. Păi stai că codul e cod. Bă, păi eu nu vreau cod. Eu vreau un caras. Așa ca de bună, de bună ziua. Ca să nu zic bun rămas, la pizdă m-am ras. Cum? Tu era în codul bunelor maniere. Bă, codul e acolo. Păi da, da, eu am sentimente sincere. Ce n-ai la tine? Dacă sunt sincere, ce? Cere ceva? Sinceritatea asta? Cred că te iubim! Ce să facă pizda mea cu codul tău? Păi îți bagă... cifra octanică. Bă, nu e octanică la tine, că e cam mică. Dar ziceam că e octanică. Că ziceai tu. Dar mercaptanul care ieșea de șpanul cu scântei, erai tu. Că vrei, nu vrei. Păi a prins flacăra pasiunii. Păi era pe scântei. Era ceva. Te-ai dat cu noi, cu lumea asta? Păi nu, că mă dau interesant.
Oh! Ha! Nu mai pot. M-a impresionat. Sunt deja... Dar tu ești căcat. Scuză-mă. Mă acuză. Hai, acuză-mă. Sunt o buză. Și te trag în buză. O, băca mea! M-ai violat la A. Pa. Wow.